pagina 352 pentru Biblia Limba Română, versiunea Dumitru Călinescu, pe care cred că o aveți cei mai mulți dintre dumneavoastră. 2 Samuel, capitolul 23, versetul 8. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Ioceba Cebet, Tachemonitu, unul din fruntașii căpetenilor. El și-a învârtit surița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțime. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. După el, Shama fiului Aghe din Harar, filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Și această propoziție vreau să o rostim cu toții cu voce tare, da? Cu credința că Dumnezeul nostru poate să facă la fel. Amin. În dreptul fiecăruia dintre noi, așa că de la și Domnul a dat o mare izbăvire cu toții, de trei ori, trei, doi și. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Și Domnul a dat o mare. Și ultima dată fiți foarte atenți. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Amin. Puteți să vă reașezați. Dragii mei, viața noastră nu este o viață de liniște. Fie că vrem să acceptăm, fie că nu vrem, în fiecare zi, dacă nu chiar în fiecare oră, sau poate chiar într-un fiecare minut, ne aflăm într-un război. Foarte interesant e că războiul nostru nu este purtat cu oamenii care se văd. Războiul ăsta e mai interesant pentru că nu știi de unde vine dușmanul. De cele mai multe ori, dușmanul apare din locul de unde te aștepți cel mai puțin să apară. Dușmanul acela vine într-un mod extrem de atractiv și se îmbracă exact pe pasiunile tale. Dacă ești într-un domeniu mai vulnerabil, va veni exact în același domeniu să te atace. El nu va veni, vorba românească, cu coarne și copite. Nu va fi îmbrăcat în negru, va veni uneori îmbrăcat în haine de lumină, deși va fi întuneric în toată puterea cuvântului. Dușmanii tăi spirituali niciodată n-au pauză. Dușmanii tăi spirituali n-au repaus, n-au timp de concediu. Dușmanii tăi spirituali vin deodată când nu te aștepți. Și nu vin singuri. Niciun dușman spiritual nu vine singur. Dacă apare la orizont și se vede că e singur, să știți că are un link, care o legătură înspre un alt dușman. Cu cât e mai mic, atunci când vine să te atace, cu atât ține în spate un șir lung de dușmani, printre care ultimii sunt cei mai mari. Și dacă pe primul nu l-ai învins, deja al doilea are teren foarte clar cum să intre în viața ta. Ne uităm în această seară la unul dintre cei mai proeminenți războinici. Oameni care au excelat prin maniera în care au biruit, chiar dacă au rămas singuri. N-au renunțat nici măcar o secundă la luptă. Așa că mesajul se intitulează Nu renunța la luptă niciodată. Amin. Radu Gir a fost închis pentru credință în închisorile comuniste din România. Și cel mai probabil pe nisip a scris următoarele versuri. Nu dor nici luptele pierdute. Nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte, nu mai vor. Nu ești învins atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Când nu mai visezi că vei birui,
când nu mai ai un proiect pentru casa ta, când începi să zici gata, nu mai are niciun sens, degeaba mă rog, degeaba citesc din Biblie, degeaba vin la biserică, degeaba postez, degeaba mă implic în lucrarea lui Dumnezeu, nu mai are niciun sens. Diavolul n-a pus ochii pe oamenii care sunt cei mai slabi, ci diavolul a pus ochii pe toți oamenii de pe planetă, mai ales pe cei ce sunt cei mai implicați în lucrare. Și Satan nu va veni dintr-o dată să-ți spună, hai că te înving. De cele mai multe ori îți va propune să te așezi în pauză, să te oprești. În momentul în care un creștin autentic renunță la lupta credinței, să lupte continuu împotriva diavolului, deja pe fruntea lui scrie, ești un învins, ești un învins. Când ai pus armele jos, nu mai ai timp să te ridici. Senzația noastră este următoarea, punem armele jos să ne relaxăm, stai puțin să-ți explic. Dacă ai pus armele jos, în secunda 2 sau milisecunda 2, când te-ai ridicat după ce ai pus armele jos, deja ai primit o săgeată în piept. Când cobor scutul și nu-l mai ții în fața ta, scutul credinței, cum spune Sfântul Pavel în Efeseni capitolul 6, deja ai primit o săgeată. De ce? Există cineva care stă cu binoclu pe tine, dă zoom. Se uită în momentele în care ești cel mai afectat, cel mai vulnerabil, cel mai neatent, cel mai puțin veghiator sau veghiatoare, când nu-ți pasă de închinare, când nu te interesează de luptă. Și atunci el e pregătit și dă click. Te-a învins. Așa că în această seară o să ne uităm la Cartea Sfântă Biblia, la trei războinici ai împăratului. Nu vorbim de războinii, ci unui sclav. Vorbim despre soldații împăratului. Pentru că fiecare dintre noi avem chemarea să fim soldații regelui. Amin. Pentru că fiecare dintre noi, când l-am proclamat ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos, noi am intrat în armata regelui. Noi suntem recrutați să fim oastea Domnului Iisus Hristos. El este în fruntea noastră căpetenia oștirii și zicem din toată inima slăvit să fie numele Lui. Biruințele noastre sunt legate de El. Nu întâmplător am repetat de trei ori și am zis și Domnul a dat o mare biruință. Când vei birui în luptă cu dușmanul tău spiritual, să nu cumva să-ți pui grade, să nu cumva să te uiți, să zici, vai ce tare sunt, cine ți-a dat biruință este cel ce stă în fruntea ta, este cel ce stă în fruntea mea, în fruntea noastră, numele Lui este Iisus Hristos. Și strigăm în seara asta, glorie Domnului, înălțat să fie numele Lui Iisus. Primul bărbat ne învață că niciodată nu avem voie să renunțăm la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Biblia spune, Iosheb Batshebet Tachemonitu. Din aceste trei cuvinte, care dintre două dintre ele sunt prenumele acestui bărbat și a doua sau al treilea cuvânt este chiar porecla lui sau originea lui, învățăm că indiferent cât de slab ai fi, că indiferent câte păcate au făcut tata și mama, că indiferent ce scrie în istoricul și în palmaresul părinților tăi, că indiferent din ce familie faci parte, că ești din cea mai săracă familie sau cea mai bogată, că ai parte de părinți foarte pocăiți sau oameni care îți bat joc de pocăință prin tot felul de păcate, cum ar fi adulterul, indiferent din ce zonă vii religioasă, indiferent cât de slabă a fost pocăința în satul tău, în localitatea ta, în orașul tău, indiferent cât de multe etichete ți-au pus oamenii de-a lungul timpului, ai șanse să intri în armata regelui. Uitați-vă, Biblia zice, Iosheb Batshebet Tachemonitu. Bărbatul acesta avea toate șansele să se lamenteze pentru că nu era pur sânge evreu. Din perspectivă ebraică, în vremea aceea, dacă nu erai de origine pur evrească, n-aveai nicio șansă, nu doar să ajungi important, nici măcar să intri în armata regelui. Bărbatul acesta avea toate motivele să spună, sunt stigmatizat pentru că tata n-a fost evreu, pentru că mama n-a fost evreică. Am toate motivele să mă retrag, să mă ascund pe ultimul rând, să-mi văd de viața mea. Să le spun tuturor că pentru mine viața n-a fost dreaptă. Că în dreptul meu Dumnezeu n-a lucrat ca în dreptul altora. Că pentru mine Dumnezeu n-a investit atât de mult lucru spiritual și materie spirituală pentru ca eu să am șanse să mă ridic, să fiu biruitor. Iosheb Batshebet ne spune, chiar dacă tata a fost un falimentar, chiar dacă mama a fost o ființă care a avut inflexiuni spirituale adânci, adică din când în când umbla cu Dumnezeu. Mai umbla și cu Dumnezeu și cu diavolul. Mai era și persoana care să se prezinte evreică și era de origine, de fapt, tachemonită. Indiferent ce-au făcut ai tăi, indiferent în ce context ai crescut, ai șanse să intri în armata regelui. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Iosheb Batshebet Tachemonitul, unul din fruntașii căpetenilor. Bărbatul acesta n-a fost doar un soldat în armata regelui.
în armata lui David, împăratului. Bărbatul acesta a ajuns sus de tot. Uitați-vă, există trei nivele pe care se activează în armata regelui. Mai întâi sunt soldații de rând, obișnuiți, care cel mai probabil, ca și Urie, pot să fie expuși așezându-i pe prima linie să fie primii care sunt loviți cu săgețile și omorâți. Ostași de rând. Deasupra lor există căpetenii. Adică cei ce organizează lupta, cei ce supraveghează oștirea, cei ce împart oștia în grupe, în cete, îi distribuie, așează în zone ca să știe cum să lupte. Și deasupra căpeteniilor există fruntașii căpeteniilor. Știți că Ioșe Batșebet n-a fost doar soldat? N-a fost doar căpetenie. A ajuns printre fruntași, adică cei mai importanți oameni din armata regelui. Poate tu spui, tata nu-i pastor, mama n-are niciun dar, familia mea niciodată n-a excelat în biserica de unde vin. Nu contează asta. Contează ce plan are regele cu tine. Și mai mult contează să rămâi orice s-ar întâmpla în armata lui. Să nu te retragi în armata lui. Când vor veni oamenii și îți vor pune etichete și vă spune tu ești o așa, tu ești un așa, să nu-i bagi în seamă. Rămâi în armata regelui. E foarte important de partea cui lupți. E foarte important în ce armată ești. E foarte important cine e oastea ta și cine e mai ales în fruntea ta. Rămâi cu Dumnezeu. Foarte mulți oameni falimentează pentru că se uită la carențele lor, la slăbiciunile lor, la minusurile lor, la lucrurile acelea care vin din background-ul lor, zestrea lor familială. Ieșiți afară din asta! Când te cheamă regele, nu se uită la cine ești, din ce familie faci parte. Nu se uită câte milioane ai în euro în cont, dacă ai vreodată 10.000 de euro în cont, care să fie lichid, să fie disponibil. Nu se uită dacă ești un lignit sau un bogat, nu se uită ce poți oferi. Regele n-are nevoie de banii tăi, în primul rând. Regele are nevoie de consecvența ta. Amin. Amin. Are nevoie să vii la casa lui Dumnezeu și atunci când nu mai ai niciun chef, spuneam de dimineață. Are nevoie să pui mâinile pe arme și atunci când toți cedează și renunță la luptă. Nu ceda niciodată. Nu renunță la luptă. Bărbatul acesta ajunge unul dintre fruntașii căpetenilor, chiar dacă a avut un context familial și un istoric pătat, incompatibil aparent cu această slujbă. Dar vreau să vă mai spun ceva. Bărbatul acesta rămâne în luptă când toți se retrag. Ascultați ce spune Biblia. El, Ioșe Batșebet, și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. Unde erau ceilalți? Unde erau ceilalți soldați? Unde erau evrei care erau pur sânge? Unde erau evrei care aveau spița genealogică din tată în fiu, toți soldați? Unde erau? Se pare că s-au retras. Și când pe câmpul de luptă se află singur, Ioșe Batșebet, ca orice om, începe să-și numere dușmanii. Asta e o chestiune naturală. Nu o judecăm. Asta se întâmplă tuturor. Fiecare om, când este confruntat cu un dușman, are tendința să îl cuantifice, să-l verifice, să-l cântărească. Și bărbatul acesta a început să numere și a zis 1, 2, 3... 100, 200, 300, 400, 500, 600, 789, 790, 800. Un singur om de partea regelui David. Și 800 de dușmani împotriva lui. Întrebare, cine câștigă biruința? Din perspectiva istoriei, din perspectiva statisticilor, din perspectivă logică, din perspectivă, din orice domeniu ai gândi, vor birui cei 800. Imaginați-vă că 800 de oameni sunt așezați în linie de bătaie, au arme cu ei și au un singur om pe care să-l țintească. Păi de orice unghi tragi, unul din 800 tot va nimeri, nu? Și totuși, nu așa e finalul acestei lupte. Pentru că important era cu cine și de partea cui e Ioșe Batșebet. Pentru că vreau să spun, dragul meu, draga mea, în seara asta, dacă ești de partea Domnului Iisus Hristos, să vină tot reusul împotriva ta, toată Spania,
Să știi că vei birui. Vei birui în numele Domnului. Nu-ți număra dușmanii. Tendința umană este să te uiți la dușmanul tău și să îl verifici și îngrijorarea îți spune, exagerează-l, mărește-i dimensiunea. Uită-te la abilitățile lui. Pe câmpul de luptă apare un băiețandru, un băiețaș cu părbălaș și fața frumoasă. E vorba de David. N-a venit să lupte, n-are nicio armă cu el. N-are experiențe în lupte. Toți din spațiul evraic sunt ca niște pipirici blocați. S-au chemuit toți. Saul nu mai iese din biroul de rege. De 40 de zile, în fiecare dimineață și în fiecare seară, dita mai Goliatul apare la orizont. Și știți ce cere? Dați-mi un om. Dacă omul acela reușește să mă învingă, voi toți din spațiul evraic veți fi stăpânii noștri ai filistenilor. Pe câmpul de bătaie apare David. Și David zice, e adevărat că ești mare, e adevărat că ești înarmat, e adevărat că ești soldat din tinerețea ta și ai ajuns dincolo de vârsta maturității, e adevărat că din perspectivă omenească este imposibil să te înving. Să vreau să spun ceva, tu ai o problemă. Tu ești netăiat împrejur. Tu n-ai legământul cu Dumnezeu. Și eu sunt tăiat împrejur, a zis David. Adică eu am semnul legământului cu Dumnezeu. Eu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Eu vin împotriva ta nu cu arme, nu cu suliță, nu cu experiența mea, ci vin împotriva ta în numele Dumnezeului lui Israel. Slăvit să fie numele Domnului. L-a biruit? N-a trebuit să aibă arme specifice, n-a trebuit să aibă soldații specifici, n-a trebuit să aibă hainele de rege, n-a trebuit să fie proeminent, dragii mei. A fost nevoie doar atât, să știe cine-i cu el. De partea cui luptă el? E foarte important. De partea cui lupți, dragul meu frate, draga mea soră. Aici trag o subliniere. Când zic nu renunța la luptă, și continuă să lupt, să nu cumva să creadă careva dintre noi că noi avem voie să luptăm între noi. Că cu tare soră s-a uitat mai descentrat la mine. Că cu tare frate m-a salutat, dar un pic s-a uitat în altă parte. Că cu tare, las că știu că o scris pe internet despre mine, las că știu că o comentat. Dragilor, vă rog frumos să ne înțelegem. Cartea Sfântă Biblia, cartea Efeseni, capitolul 6, spune foarte clar că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care se războiesc și care sunt în locurile cerești, care se războiesc cu cine? Cu sufletele noastre. Și duhurile astea nu se văd. Când un frate te jignește, da, nu poți să spui că nu-i jignire, dar te rog frumos, realizează-l. În spatele acelui frate e un duh necurat. Tu nu trebuie să lupți cu fratele, tu trebuie să lupți cu sora, tu trebuie să lupți cu Duhul care stă în spatele acelei vorbe, acelui limbaj, acelei priviri. Și tu trebuie să lupți prin armele binecuvântate scrise în Scriptură. Amin. Prin rugăciune, prin post, prin citirea Bibliei, prin apropiere de Dumnezeu, prin căutarea bisericii locale. Nu zic, gata frate, nu mai vin la biserică pentru că cu tare s-a uitat urât la mine. Păi du-te la biserică și așa să-l privești încât îi cad răutățile după fizionomie. Începe să zâmbească din nou, are pace, are binecuvântare și o să se enerveze la un moment dat și o să zică, mă, orice îi spun la ăsta, nu reușesc. De ce? Cu el este Domnul. Cu ea este Domnul. El luptă spiritual, nu fizic, nu din perspectivă umană. El luptă cu armele luminii. Stimată soră, ai acasă un bărbat care este agresiv verbal? Dacă te iei în gură cu el, îți garantez că te învinge. Are unul mai tare, știi? Ce mai rău caz, o primește. Lucru manual. Nu că face bine ce face el, să ne înțelegem. Dar de ce nu lupți prin rugăciune? De ce nu-ți iei o zi de post? De ce nu te oprești din cearta aia care continuu îți bate în cap și continuu să zici? Ia un pic mai taci. Ia mai reglează vorbele. Ia mai vorbește prin fapte. Ia mai reacționează corect. Ia mai stai aproape de Dumnezeu și zi, uite, nu pot să-L învin cu vorbele Lui că înjură, dar voi lupta prin rugăciune. Strângeți copiii dacă-L cunosc pe Domnul și roagă-te. Luați o zi de post și o să vezi cum se moaie dita mai dinozaurul. Leul se face miel. De ce? Lupți cu armele Domnului.
ataci împotriva dușmanului care stă în spatele acelui om. El ar vrea să fie bun, dar nu poate, pentru că Satan îl ține legat. Și cazul poate fi și viceversa. Poate ești un frate care lupți pentru Evanghelie și din când în când soția ta nu prea e cu pocăința. Are așa doar niște aere de pocăință, dar n-are o evlavie adevărat. Nu prin autoritarism se rezolvă problema. Adică dacă tu mergi în living și bați cu pumnul masă și spui de azi încolo așa faci, zero. O să-ți facă taman invers, mă înciudă. Dar fă altfel, câștigă respectul. Autoritatea se câștigă. Nu se roagă deloc nevasta ta? Intră tu în living, pune-te pe genunchi, adună-ți pruncii, citiți ceva din Biblie. Apropo, bărbați, știți că se citește din Biblie cu voce tare? Știți că scrie în Biblie cartea aceasta, legii să nu se depărteze de? De? De gura ta, nu de urechile tale, nu de ochii tăi. Asta înseamnă că trebuie citită cu voce tare de gura ta. Apoi cugete asupra ei zi și noapte, da? Strângeți copiii. Citește din Biblie câte un verset măcar pentru fiecare copil. Așa făceam și noi acasă. Și dacă nevastă ta stă la telenovelă și nu vrea să vină la rugăciune, rugați-vă fără ea, dar rugați-vă și pentru ea. Și o să vedeți cum vine ca un gem și se pune în genunchi. De ce? Nu ai renunțat la luptă. Dacă strigi de sar termopanele și spui, fai șamar cu cine m-am însurat, ce-i cu tine femeie, n-ai minte în cap, ce faci? Dacă te enervezi, deja ai fost învins. Satana zice, l-am prins. Deja bate mai roșu acum. Ai strigat de tot, s-o speriat, a intrat un fel de panică, de stres în pruncii tăi, nu se rezolvă problema. Autoritatea se câștigă, nu se impune. Luptă altfel. Tu ce faci, Asa? Păi, eu am simțit din partea Domnului că e vremea mea, că în spațiul ebraic trebuie să derulez o reformă de neegalat în istorie. Am început să fac reformă. Și cum ai început? 2 Cronici 14 spune, Asa a făcut ce este bine, versetul 2, și plăcut înaintea Domnului. Că nu e suficient să faci doar bine. Binele pe care îl faci tu trebuie să-i placă Domnului. Amin. A depărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești și a tăiat astarteele. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi, să împlinească legea și poruncile. A depărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui. Extraordinar, Domnule! Păi poporul pe care l-a luat Dumnezeu de nicăieri, l-a smuls de la cărămiz, de la Ramses și Pitom, de la cele edificii care nici acum nu se știe cum s-au construit. Dumnezeu a luat poporul ăsta de nicăieri, l-a făcut un popor proeminent, l-a purtat 38 de ani prin deșert, cum spuneam de dimineață, le-a dat de mâncare pe gratis, a fost cu ei. Și poporul acesta, să-și uite Dumnezeul, să uiți cine e creatorul tău, să uiți că Dumnezeu ți-a purtat de grijă 24 din 24 de ore, să începi să te întorci la fel ca neamurile și să faci pact cu popoarele străine și să zici, noi avem un Dumnezeu pentru soare? Pe soarele v-a scos din Egipt. Soarele v-a venit cuvântat atunci când nu mai aveați nicio șansă. Soarele v-a creat teritoriul și când mergeați împotriva dușmanilor, dușmanii cădeau în fața voastră. Cine o dărâma zidurile, Erionul, dragilor? Cine o dărâma zidurile alea late de 6 metri, mergeau 3 care în paralelă, atât de late erau, și în alte de 9 metri? Cine a făcut să cadă zidurile? Când nici o săgeată n-a fost trasă în ele. Soarele? De atâtea ori ne schimbăm Dumnezeul. De atâtea ori idolatria are teritoriile în case noastre. De atâtea ori îl punem pe Dumnezeu sub semnul întrebării. De atâtea ori din profesia noastră facem un Dumnezeu. Din banii noștri facem un Dumnezeu. Din mașina noastră facem un Dumnezeu. Și sunt părinți chiar aici prezenți care au făcut din copiii lor un Dumnezeu. Și se miră că la 15 ani nu mai vorbi biserică. Când era mic, îl telighidau pe el ca tată, pe ea ca mamă. Dacă vrea desene, desene dădea. Dacă vrea jocuri, jocuri dădea. Dacă vrea orice vrea el, reușea să-și manipuleze părinții uluitor, înfiorător. De ce faci din copilul tău un Dumnezeu? De ce nu lași pe tron să rămână regele? De ce din iubire pentru copiii tăi încalci cu nonșalanță principiile Domnului? De ce când copilul tău e în ecuație, din toată schimb legile?
Gata, lăsați că e ok, e a meu. Serios. Ai grijă, copilul tău crește. Și când vede în tine că nu ești stabil, că nu ești echilibrat, că una zici și peste câteva zile schimbi, că una spui și alta faci, să știi că va găsi o portiță pe unde să te șmecherească. Să știți că toți părinții care nu și-au adus de mici copiii la biserică, în 15 ani, când vor ajunge copiii de 15-16 ani, vor avea mari probleme. Dacă de mic nu l-ai învățat să vină la casa Domnului, nu știu cum să vă explic, eu fac parte, vă spuneam ieri, dintr-o familie de 6 frați, 3 băieți, 3 fete, suntem echilibrați, să vii să vedem un pentru asta. Sper că și în alte lucruri, numai în asta. Și noi mergeam la biserică, amvonul era aici, pe partea asta, pe partea dreaptă eram noi, 3 băieți pe o bancă, care nu avea spătar, eram la țară, în Feleacul, județul Cluj, și pe partea asta, la altă, erau 3 fete, surorile mele, tata era la amvon. Eu nu știu cum să vă explic, lăsați-mă să vă spun adevărul. Niciodată n-am dus cu mine la biserică jucării, machetuțe, mâncare, niciodată nu m-am ridicat din pe bancă. Între 0 și 7 ani, 8 ani, niciodată n-am avut nevoie de un snacks, de un chips, de pufuleți. Niciodată. Și uite când am murit. Când intram în clădire, în hall bisericii, exista o găleată cu apă și lângă era un pahar de fier, o cană de fier, ca pe vremuri, știți? Și aveam următorul regulament. Dacă bei apă, asigură-te bine că atâta bei, cât nu o să ai nevoie să te întorci să mergi la toaletă. Deci eu nu țin minte vreodată, de când sunt mic, și bineînțeles că memoria mă ajută să țin minte cam de pe la 6 ani, că mai devreme nu știu exact ce a fost, nu țin minte vreodată să fie ieșit din biserică afară pentru că am nevoie de apă. Astăzi, traseu, aproape că e autostradă pe holul bisericii. Vine, pleacă, iese, face ce vrea. Câte o mămică, vai ce bolnăvioară e, că îi trebuie să-i aducă copilașul paharul cu apă, îl scapă pe jos, ferească Dumnezeu. Iertați-mă, aici trebuie decență, aici trebuie respect, aici trebuie să se simte că-i prezent Dumnezeu. Ascultați-mă, rânduielile astea le-am avut de când sunt mic și niciodată nu m-a bătut tata pentru asta. Recunosc că aveam momente, pentru că ținea slujba de la 9 până la 12, jumate spre 1, și tot timpul eram în clădire, aveam momente în care mă simțeam cumva plictisit, nu mai știu din ce cauză. Și copilul când se simte plictisit, dă din picioare, în față, spate, da? Un singur lucru se întâmpla. Tata de la amvon, nu când predica, când stătea pe scaun, se uita la mine. Dar știți la ce se uita? La picioarele mele. Știți că secunda, doi, nu mai mișcam? De ce? De acasă tata ne-a spus și mama a fost de acord cu tata. Că dacă mama zicea, bine mă, ce, te lasă-i în pace, că-s prunci, ăștia-s mici, mă, hai. Ce faci tu reguli cu ei? Când tata a zis la biserică nu se mișcă decât cu sens, când ne ridicăm în picioare, când ne rugăm, când citim din Biblie. Eu de când eram mic aveam o Biblie ca asta. Am purtat-o la școală în clasele 5-12 în fiecare zi, în ghiozdan. Și uite că n-am murit. Nici nu mi-a fost prea greu ghiozdanul. Că vine cu teorii unii părinți și spune, profesore, nu le pune Biblia să o ducă la școală, că li spatele greu. Nu, lasă-le jocuri. Lasă-le machete de la cât China. Nu li greu. Să vină cu polis, cu nu știu ce vin pe acolo, da? Înțelegeți ce zic? E foarte important ce învățătură transmiți copiilor tăi. E foarte important care e mesajul pe care îl transmiți mai departe. Când tata zice asta, mama, pentru că și ea se temea de Domnul și respecta autoritatea, nu de frică, ci pentru că era convinsă că în casa Domnului, în aceste miști, și rețineți, de când aveam 5-6 ani, mi-amintesc că pe rândul surorilor, undeva pe la mijloc, era o bătrânică pe nume Palagia, o soră cu dar de prorocie autentic, era o mână de om slabă, dacă se îndoia în două, era ca un pachet mic. Și în timp ce era rugăciunea, mai ales pentru cina Domnului, femeia aceea striga, așa vorbește Domnul! Și efectiv, ca un fior intra în mine, nu pot să uit asta. Și nu voi uita niciodată. Rânduielile Domnului trebuie să fie respectate cu sfințenie. Generațiile care vin o să ne spună că putem face ce vrem în biserică.
Că putem să intrăm în clădiri și să închidem luminile, că predicatorii pot să vină cu izmene îmbrăcați și cu cercei nas și în urechi, că pot să vină cum vor ei și cu pantaloni scurți și cu colanți fetele. Asta va spune generația spaniolă. Țineți minte ce vă spun, cartea asta rămâne în picioare. Spania are nevoie de un model prin românii care sunt aici, prin oamenii care se tem de Dumnezeu. Nu vedeți că Spania intră în derivă ca alte țări din diaspora română, din Europa? Nu vedeți că puburi și biserici sunt transformate în puburi și tot mai multe locuri răufamate? E vremea ca biserica română din diaspora să fie un model. E vremea ca noi, pocăiți adevărați, să ducem Evanghelia mai departe. Se cânta în această seară și se spunea, Evanghelia are putere. Să vină oameni care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, pentru că n-ați venit aici, dragilor, să faceți bani. Să vă iasă din cap ideea că ați venit doar să aveți mai mulți bani, o mașină mai frumoasă, un cont mai rotund și să aveți o construcție în România. Ați venit aici să-L predicați pe Hristos. Amin! Ați venit aici ca pe strada voastră să audă oamenii că există Iisus Hristos, că există Dumnezeu adevărat. Că dacă doar pentru bani ați fi venit în locul ăsta, Dumnezeu era în stare și în România să vă dea bani. Dar ați venit aici pentru că Dumnezeu v-a îngăduit să transmiteți o Evanghelie vie, să spună colegii copiilor voștri de la școală ce se întâmplă cu voi pentru că voi sunteți diferiți, pentru că voi nu gândiți ca noi, voi nu aveți mentalitatea LGBT, voi nu sunteți în zona aceea periculoasă a păcatului. Și voi și copiii dumneavoastră să spună, noi umblăm cu Dumnezeu. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi trăim cu Dumnezeu, noi respirăm aerul lui Dumnezeu. Noi l-am întâlnit pe Domnul. Aleluia lui Dumnezeu! Reformă, zice Asa. Voi face o reformă specială și va fi totul vizibil. Trebuie să facem reformă. După ce face o reformă în toate domeniile, ascultați ce se întâmplă, zice Biblia, reforma lui continuă și ajunge dintr-o dată să fie biruitor, construiește, zidește, transformă. Și ascultați ce spune Biblia, Domnul i-a dat odihnă. Versetul 6, a zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia. De ce? Pentru că era un bun strateg, pentru că avea pionii lui, pentru că avea faliții lui, să știe cum să reacționeze într-un mod viclean. Nu, pentru că Domnul i-a dat odihnă. Strig din toată inima, dă-ne și nouă, Doamne. Revarsă și peste noi odihna ta, pacea ta, prezența ta, liniștea. Este inadmisibil să fii botezat autentic în apă și cu Duhul Sfânt și să nu poți dormi noaptea. Să-ți dea Domnul odihnă. Să te uiți în casa ta care sunt dumnezeii străini, care îți aduc neliniște. Să te uiți în mintea ta care sunt domeniile unde satana a prins teritoriu și să zici, Doamne, din seara asta, smulg afară dumnezeii străini. Ia-ți telefonul și curăți-l. Scoate dumnezeii străini din telefonul tău. Ia-ți tabletele, ia-ți laptopurile, ia-ți calculatoarele, computer science, orice domeniu ăsta. Scoate afară dumnezeii străini. Intră în frigiderul tău, frate, și smulge berea fără alcool de acolo. Amin. Scoate vinul, orice-i murdar. Smulge dumnezeii străini din casa ta. Vrei să facă Dumnezeu lucrări de slavă? Vrei să se întâmple lucrările Domnului? Când a intrat Hristos în casa lui Zacheu, Zacheu avea un loc super camuflat ca un seif și a zis, scot afară tot ce-i murdar. Jumătate din averea mea o dau săracilor, pentru că jumătatea asta este jumătate frauduloasă luată. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit de 4 ori, cum scrie în legea ebraică. Vreau să fac curățenie. Nu banii sunt cei mai importanți. Până atunci, pentru Zacheu, banul era un Dumnezeu. De atunci încolo, Dumnezeul lui a devenit Iisus. Slăvit să fie Domnul. Ne cere Domnul curățenie. Ne cere Domnul să ne facem liniște în suflet și să smulgem din viețile noastre toți dumnezeii străini. Ce faci asta după astfel de biruință? După ce ai făcut o reformă inegalabilă în spațiul ebraic? Păi trebuie să-mi număr oastea. Și spune Biblia, Asa, versetul 8, avea o oștire de 300.000 de oameni din Iuda, care purtau scut și suliță, și 280.000 de Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul toți oameni viteji. Și acum Asa stă relaxat că nu mai trebuie să lupți. Ai făcut reformă spirituală, ai făcut bine pe placul Domnului, totul merge bine din perspectivă socială, din perspectivă a armatei, ai oaste, ai tot ce vrei, relaxează-te. De acum, numai somn. Să o credeți dumneavoastră. Când totul ai făcut bine, nu pune armele jos. Că după o biruință mare, să știi că te așteaptă satana la poalele muntelui. Știți că Iisus Hristos era pe muntele schimbării la față și după ce și-a schimbat fața înaintea ucenicilor, după o mare biruință, a coborât la poalele muntelui și l-așteaptă un demon. Lupta nu se oprește.
Să știți că după cele mai mari biruințe există riscul să ai cele mai mari înfrângeri. După ce Domnul a lucrat prin tine, din toată Satana vrea să dea de pământ cu tine și îți insinuează și îți așează în fața pașilor o ispită atât de mare, încât dacă nu ești veghetor, cazi. Ce faci asta? Asta zice, cu toată armata mea am luptele mele. Versetul 9 spune, Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o știre de 1.000.000 de oameni și 300 de care și-a înaintat până la Mareșa. Asa a mers înaintea lui și s-a înșiruit de bătaie în Valea Țefata, lângă Mareșa. Păi, Doamne, nu trebuie să mă opresc o dată din război? Dacă am făcut reformă, tu nu ești cu mine să mă lași în pace odată? Să nu mai am nicio luptă? Nu. N-ai voie să pui armele jos, Asa. Cum vei lupta de data asta? Te bazezi pe cei 580.000 de oameni din Iuda și Beniamin? Nu. Biblia zice, Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui. Ce bine să ai un Dumnezeu personal. Când nu mai ai pe nimeni. Ce bine să te pui în genunchi. Să zici, Doamne, au plecat toți. A rămas cu tine. Tu ești de partea mea. Tu ești un Dumnezeu al meu, n-al vecinilor mei. Ascultați ce spune Biblia. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis, Doamne, numai Tu, câtă vreme poți, dumneata, câtă vreme zici, Doamne, dau telefonul ăla, mă duc acolo, am prietenii aia, merg dincolo, rezolv așa, mai încerc cu varianta asta, am varianta A, B, C, D, E, F, G. Câtă vreme mai ai variante, prietene, Domnul, stă liniștit. Când ajungi să zici, Doamne, numai Tu. Nici medicii nu mai pot, nici finanțele nu reușesc, nici prietenii nu mă ajută, nici biserica nu poate ia ca și entitate să mă ajute. Numai Tu, Doamne! Ascultați ce zice Asa. Numai Tu poți veni în ajutor celui slab, ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru. Care e argumentul pentru care te poți ruga așa, Asa? Căci pe Tine ne sprijinim, zice Asa, și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Păi cam nu prea pricepem. Ce vrei să ne spui, împărate? Nu ne-ai spus că există armata Ta formată din 580.000 de oameni din Iuda și Beniamin, împreună cu tine ca împărat Asa, care luptați împotriva dușmanilor din Etiopia cu Zerah din fruntea lor, care au în spatele lor o armată de 1.000.000 de oameni. Nu e o luptă între 580.000 de evrei și 1.000.000 de etiopieni? De ce vii și spui, Doamne, dacă etiopienii vor birui, se va scrie la știri pe prima pagină supertitrată a ziarelor, că Iahve, Dumnezeul lui Israel, a fost învins. Da, zice Asa, Doamne, noi așa de mult suntem cu Tine și așa de mult Te iubim. Și așa de mult ne-am așezat în spatele Tău, încât ne-am lipit de Tine. Noi suntem aici evrei, 580.000 de soldați cu așa în front. Dar ne-am pus în spatele lui Iahve. Spatele Dumnezeului lui Israel, în spatele Dumnezeului nostru personal. Când etiopienii vor încerca să lovească în noi, vor da în Tine, Doamne, pe aici! Ne-am lipit de Tine. Noi nu ne mai vedem. Noi nu mai suntem cunoscuți. Noi nu suntem importanți. Noi nu avem strategii. Numai Tu. Ascultați ce se întâmplă, spune versetul 12. La astfel de atitudine, Dumnezeu a zis, reacționez. Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Când te uiți la orizont și îl vezi pe Dita mai Goliatul mare, chiar dacă e singur, este impunător și reclamă că va fi biruitor. Când te uiți ca și Ioșeba și Șebed la 800 de soldați, nu renunța la luptă. Și când tu ai în spate 580.000, dar aproape încă jumătate pe atât față de tine, sunt etiopienii 1.000.000 de dușmani, nu renunța la luptă. Întrebare, din perspectivă logică, când luptă 580.000 de oameni cu 1.000.000, cine câștigă? Din perspectivă logică, trebuie să câștige 1.000.000, nu? Dar vreau să vă spun ceva, când 580.000 de oameni sunt cu Domnul și luptă împotriva lor 1.000.000 de oameni, cine câștigă? Câștigă Domnul.
Și dacă ai rămas singur și un milion de oameni luptă împotriva ta, să știi că Domnul va birui în dreptul tău. Biruința ta este asigurată în numele Domnului. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Doi. Ne uităm la al doilea războinic al lui David. E vorba de Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. Biblia spune despre el, el era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. Uitați-vă că zice Biblia, dintre toți soldații au rămas trei. Trei cu regele. Poate ai senzația uneori în viață că doar câțiva mai sunt cu tine, care să aibă ideile tale. Dacă ideile tale sunt ideile regelui, nu contează. Nu contează câți au renunțat, pentru că vreau să spun ceva în această seară. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dezertorilor. Indiferent câți se retrag. Indiferent câți renunță la Hristos. Să renunți o lume întreagă, o țară întreagă, tu rămâi cu Domnul. Tu rămâi de partea Domnului. Zice Biblia, Eleazar, fiul lui Dodo, s-a uitat și au mai rămas doar doi și apoi a rămas singur. Pentru că Biblia zice, ascultați ce spune cuvântul Domnului, bărbații, nu băieții, nu copilandrii, nu adolescenții, nu tinerii, bărbații, cei care au dus luptele de altă dată, cei care au avut experiențe în războaiele lor, cei care au avut un palmares spiritual încărcat, în care l-au văzut pe Domnul implicat în casa lor, cei care au dus greul oștirii, bărbații lui Israel, oamenii de la care avea așteptări să fie cei mai tari, bărbații lui Israel, se dădeau înapoi pe înălțimi. Asta înseamnă că deveneau dezertori, se retrăgeau din luptă, nu mergeau cu fața în viteză, dar mergeau așa în retragere, într-un moment de emoție. Ce faci, Eleazar? Eleazar ne învață în seara asta că indiferent câți dezertori există în neamul nostru, indiferent cât îți dau demisia din familia ta și nu mai urmează pe Domnul, indiferent când se retrag din neamul tău, din zona ta, dintre vecinii tăi, din localitatea de unde vii, indiferent câți dintre aceia cu care te-ai botezat nu mai vin la biserică, rămâi în luptă. Faceți un exercițiu când ajungeți acasă. Uitați-vă în pozele de botez din bisericile locale de unde veniți și vă rog să vă dați seama câți sunt dezertori. Mă doare inima în piept când mă uit în amintirile botezurilor pe care le-am văzut de-a lungul vieții. Numai din 2003 încoace, de 20 de ani și ceva, atâția s-au pierdut. Unul s-a retras pentru că a vrut să aibă mai mulți bani. Altul s-a retras pentru că avea amantă. Altul s-a retras pentru că a vrut să fie proeminent și a vrut să intre în comitet și nu a intrat și a plecat, a dispărut. Lăsați-mă cu Dumnezeu și cu Biblia. Dezertori. Atâția dezertori. Când vezi că mulți cad în luptă și se retrag, ai o tendință umană să te uiți la tine și să zici, nu mai are niciun sens. Toți mergem de-a jafului și de-a râpei. Toți suntem terminați. N-avem niciun viitor. Să nu cumva să faci asta. Eleazar ne învață că indiferent cât s-au retras din lucrarea Domnului, tu trebuie să rămâi în luptă. Eleazar ne învață că dacă în timpul săptămânii, luni, miercuri și vineri, vin doar 5 și altă dată vedeau 50, tu trebuie să fii întotdeauna al șaselea. Nu renunța la luptă. Vino la casa lui Dumnezeu. Nu te retrage din războiul acesta spiritual. Când oamenii își pun pe pauză rugăciunile lor, când oamenii se retrag din citirea Bibliei, când oamenii nu mai vor să postească, când pentru oameni biserica și raiul devine o iluzie care poate fi utopică, de neatins. Rămâi în luptă. Cum ne înveți Eleazar să luptăm? Zice Biblia, Eleazar, versetul 10, s-a sculat. Asta e primul pas. Nu rămânea în somnul tău spiritual, nu rămânea în letargia ta spirituală, în somnolența ta, în monotonia ta, în ritualurile tale. Ridică-te de acolo! Există momente în viață în care omul simte nevoia să se retragă, să se pună pe pauză, să nu mai lupte. Și intră în el un duc de somn și zice, gata, nu mai are sens, lăsați-mă în pace, nu mai vreau să lupt. Atunci e momentul să te ridici. Ridică-te în numele Domnului. Ridică-te prin credință. Nu lupta prin propria ta atitudine, prin forțele tale, luptă în numele Domnului.
Ridică-te din praful drumului. Ai înregistrat un faliment, ai înregistrat o cădere, s-a întâmplat ceva groaznic în casa ta. Nu rămânea să-ți numeri și să-ți înregistrezi vânătările. Nu-ți răni rănile și nu-ți mări rănile, nu-ți alimenta rănile tale prin modul în care te uiți la ele. Ridică-te în numele Domnului. Zici, sunt credincios în numele Lui Iisus Hristos și voi merge prin credință înainte. M-a chemat Domnul la oastea Lui, m-a înregistrat în armata Lui, voi fi cu regele toată viața. Dacă trebuie să plec din lumea asta luptând în armata regelui, dacă o săgeată îmi va străpunge inima, nicio problemă, voi fi martirul lui Dumnezeu, voi fi eroul lui Dumnezeu în oastea Domnului. Nu renunți la terenul de luptă. Amin! Ajută-ne, Doamne! Indiferent câți dezertori sunt. Biblia zice, s-a sculat Eleazar, a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna, dar mâna i-a rămas lipită de sabie. Atâtea sisteme contemporane vor să-ți dezlipească mâna de sabie. Atâtea vânturi, cum spunea Sfântul Apostol, de învățătură vin, au un rol. Să te desprindă de pe sabie. De ce? Dușmanul tău spiritual, numărul 1, Satana, știe că atunci când nu mai ai nicio legislație după care să lupți, lupți haotic. O să ajungi să lovești în colegii tăi, în colaboratorii tăi, uitând că și ei luptă pentru aceeași cauză. O să ajungi să taci în domenii în care ar trebui să te oprești. De ce? Nu mai ai direcția bună. Rămâi cu mâna lipită de sabie. Citește Biblia în fiecare zi. Caută ca această carte să fie o carte care să-ți vorbească personal. Să vorbească într-un mod privat. Vă împărtășesc o experiență. Trebuia să derulez un proiect la nivel de județ și chiar de regional, la mai multe județe din România. Și din perspectivă diplomatică ar fi trebuit să nu mă implic în lucrarea aceea, pentru că știam că vor fi voci care n-ar fi fost de acord. Și am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, eu știu că e voia ta să mă implic, dar te rog să-mi vorbești prin Biblie. Am zis un verset și am deschis Biblia. Știți ce scrie acolo? Și Caleb a făcut lucrarea Domnului la vremea lui. Păi din toată Biblia asta, cum se deschise exact acolo? Explicați-mi, vă rog. N-aveam niciun semn acolo. Nici nu măcar nu mai rețineam, deși am citit Biblia de mai multe ori, că există versetul ăla în Biblie. Ce crezi, m-am implicat în proiectul ăla? M-am implicat. Așează-ți viața în conformitate cu Biblia. Fă din cuvântul tău, cuvântul lui Dumnezeu, prioritatea vieții tale și cuvântul tău să fie asemenea cuvântului lui Dumnezeu. Nu te retrage din luptă. Am aici o subliniere. Foarte mulți oameni se uită la slăbiciunile lor și spun, eu nu pot lupta pentru că sunt mai slab decât cu tare. Îți dau un sfat, așează-ți Biblia ca o acoperire pentru dizabilitatea ta spirituală. Ehud, al doilea judecător din spațiul ebraic, ne învață că chiar dacă n-ai o mână, tu poți fi biruitor dacă știi cum să-ți acoperi problema ta cu al Domnului cuvânt. Biblia zice că s-a dus să lupte împotriva lui Eglon, împăratul Moabului. Nimeni nu mai avea curajul să lupte. De 10 ani, toți evreii erau niște sclavi. Ce faci, Ehud? Pentru că tu n-ai mâna dreaptă. Ce faci? Păi îmi construiesc o sabie care să fie de un cot. Exact cât îmi lisește din mână. Adică actualizează-ți Biblia pentru tine. Personalizează-ți Biblia. Notează-ți în Biblie ce ți-a vorbit Dumnezeu. Ia-ți o agendă și scrieți 26 mai 2024, mi-a vorbit Dumnezeu asta exact cuvânt cu cuvânt. O să fie o putere extraordinară când te întorci peste 10 ani, peste 5 ani și te uiți acolo. Și când ai o problemă asemănătoare cu problema aceasta de azi, o să fii experimentat și o să fii încurajat. Acoperă-ți problema ta spirituală cu Biblia. Biblia spune, el, versetul 16, judecător capitolul 3, și-a făcut o sabie cu două tăișuri. Cuvântul Domnului, spune Biblia în cartea Evrei, este ca o sabie cu două tăișuri. Lungă de un cot, pentru că un cot lipsea din mână, partea asta, da? Și a încis-o pe sub haine, în partea dreaptă.
A mers la Eglon, i-a dat un dar, apoi a spus, trebuie să spun ceva în taină, toți au plecat și în momentul în care era momentul clar, trebuie să fie biruitor, efectiv, din mâna asta care părea a fi mână, dar de fapt era sabie, cu mâna stângă a scos sabia și a înfipt-o în abdomenul lui Eglon, care a murit. Învingeți dușmanul folosind cuvântul lui Dumnezeu. O să vină dușman spiritual care te atacă la nivelul minții. Spre exemplu, o să-ți apară în cameră în timpul nopții o dihanie, o arătare demonică. Nu folosi cuvinte de la magie albă, neagră, povești, New Age. Folosește cuvântul lui Dumnezeu. Spune, este scris. Mântuitorul Iisus Hristos ca om, când a venit diavolul prin exponentul acela să-l ispitească în pustie, n-a venit cu anumite lucruri care ar fi fost frumoase la auz, atractive, interesante, de ultimă generație, ultimele știri care sunt la orizont, deși le știa pe toate. De fiecare dată când a luptat cu dușmanul, a zis, este scris. Folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru asta. Identifică care este problema ta cea mai mare din perspectivă spirituală și alegeți din Biblie, sublinează-ți din Biblie, memorează din cuvântul lui Dumnezeu pasaje care să fie compatibile cu vulnerabilitatea ta cea mai adâncă. Spre exemplu, dacă ți-e frică, sublinează cuvântul Domnului din Psalmul 23 care spune chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, să văd moartea ca o umbră aproape de mine, nu mă tem de niciun rău că știu. Și cu mine, cu Dumnezeul meu, spunea psalmistul, sar peste un zid înalt când ai o provocare și nu poți. Ori de câte ori mă tem, spunea un alt psalmist, mă încred în tine. Chiar o știre de s-ar înșirui de răbătaie împotriva mea, psalmul 27, inima mea tot nu s-ar teme. De ce? Domnul este tăria mea, Domnul este securitatea mea, Domnul este în fruntea mea, Domnul este biruitorul meu, aleluia. Lăudați să fie numele Domnului. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dezertorilor. Atâția oameni care se retrag, spune Biblia, au obosit. Nu-ți promite Domnul că în lupta asta spirituală nu vei fi obosit uneori. Vei avea senzația că nu mai poți nimic, dar vreau să spun ceva. Când ești cel mai obosit, Domnul intervine. Când tu nu mai poți spune o cântare și nu doar o cântare, e realitate. Poate Domnul, aleluia lui Dumnezeu, înălțat să fie numele Domnului. Chiar dacă vei obosi în lupta asta spirituală, nu renunța la luptă. Cu riscul să rămâi cu mâna lipită de sabie. Cu riscul să zică oamenii, ăsta nu știe altceva decât Biblia. Nu-l întrebați pe el, pentru că doar din Biblie îți răspunde. Lipește-ți mâna, acel domeniu decizional, cu mâna semneza, de sabie. Lipește-ți. Și să știe toți, tu nimic nu decizi care este împotriva Scripturii. Toate deciziile tale sunt în conformitate cu Biblia, lipită de sabie. Zice Biblia, a rămas cu mâna lipită de sabie și Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Și nu vă mirați de ce urmează, că așa se întâmplă întotdeauna, poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. Asta e viața. 3. Nu renunța la luptă indiferent de numărul dramelor. Zice Biblia, versetul 11, după el Shama, fiul lui Age, din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Dacă în cazul lui Eleazar bărbații lui Israel dădeau înapoi, adică mergeau cu spatele, da? În cazul lui Shama, tot poporul, nu doar bărbații, fugeau. Nu mergeau mai repede cu fața, deși cel mai ușor merge cu fața, nu cu spatele. Fugeau. De ce fugiți voi? Parcă i-aud cum strigă din mulțime. Unul dintre bărbați spune, păi recent mi-a născut nevasta. N-aș vrea să o las văduvă. Oricum vom fi învinși. Parcă aud pe altul care zice, doar de curând m-am căsătorit și aș vrea să mă întorc la nevasta mea. Sunt sigur, toți am votat în unanimitate că vom fi învinși. Toți fără unul. De ce? Fiecare avea drama lui. Cum vă spuneam vineri seara, dragii mei, am ajuns la concluzia că aproape fiecare persoană care există pe mapamond, pe planeta Terra, are argumente să aibă o dramă. La un moment dat a intrat în birou la mine o adolescentă și mi-a zis, frate, nu mai simt gust pentru viață.
De ce ți s-a întâmplat asta? Pe când am fost mică, tatăl meu m-a abuzat. Nu mai pot să-l văd în ochi. O dramă. Întâlnești oameni care au avut accidente grave și au rămas cu anumite șocuri, au rămas cu anumite reacții. De fiecare dată când trec prin locul ăla, frânează fără să vrea instinctual. De ce? Pe acolo e o dramă. Ori de câte ori mergi cu oameni care au avut situații problematice în viață printr-un anumit loc, începe să spună, să știi că aici, să știi că acolo, să știi că pe autostrada asta au căzut din creierii copiilor mei într-un accident mortal când au intrat cu mașina sub un tir, dramă. Te uiți în viață, ai motive să vezi doar drame, drame peste drame. Nu vă spun că în viață nu sunt motive să ne renunțăm la luptă. Sunt miliarde de motive în care ar trebui să ne retragem, să ne vedem treburile noastre, că chiar nu se merită din perspectivă umană. Că pe pământul ăsta niciodată nu vei primi răsplata reală pentru luptele bune pe care le-ai dus în viață. Și că întotdeauna se va găsi cineva care să-ți fie contra și care să nu fie de acord cu cuvântul lui Dumnezeu, după bucurie mare, să-ți înfigă o săgeată în inimă prin care să te atace. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dramelor. Șama zice, am avut un ogor mai mare. Era ogorul părinților mei. Filistenii au venit, s-au înșiruit în linie de bătaie și au început să lupte. Filistenii s-au strâns la Lehi, o locație cu istoric proeminent, pentru că la stânca aceasta din Lehi, Samson era disperat și a zis, Doamne, ai dat prin mâinile robului tău o mare biruință. Am ucis 1000 de filisteni cu o falcă de măgar neuscată, adică o falcă de măgar maleabilă. Atunci când o lovea în dreapta de un scaun, se făcea gemotoc. Maleabilă, nu era tare osul. Și acum să mor și să cad în mâinile filistenilor după așa mare izbăvire. Nu și-a terminat bine rugăciunea și Dumnezeu zice, Biblia, a crăpat stânca din Lehi și din crăpătura stâncii ai țâșnit un izvor. Pentru că întotdeauna Dumnezeu are o soluție pentru criza ta. După biruințele tale mari, continuă să depinzi de Dumnezeu. Continuă să spui Domnului că viața ta e legată de cer, că orice s-ar întâmpla, la Domnul cauți izbăvire. Amin. Lucrează, Doamne, pentru asta. Tu ce faci, Șama? Șama zice, am văzut pe dușmani și am văzut cum tot poporul se retrage. Am ascultat din mulțime cum strigau foștii mei prieteni și ziceau, Șama, retrage-te și tu că nu mai are niciun sens. Tu nu vezi că mori? Tu ai copii, mă. Tu vrei să te sinucizi singur? E ca un act de sinucidere dacă stai singur în fața dușmanilor. Ascultați ce spune Biblia. Șama, în timp ce poporul fugea, versetul 12, s-a așezat în mijlocul ogorului lui și al casei lui, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Poate mai e un ogor mic. Specialiștii spun că ogorul ăsta de linte, dacă ar fi transformată lintea în bani, ar fi fost vândută, ar fi valorat aproximativ 100 de dolari americani. Hai să zicem 500 de lei. 100 de euro. Pentru 100 de euro să mori? Și am zis nu. Valoarea acestui teren nu constă în faptul că are o anumită sumă care să-l cuantifice. Valoarea acestui teren stă în faptul că e a meu. E moștenirea părinților mei. Mi l-a dat Dumnezeu. Ogorul lui Șama se aseamănă cu familia ta, pentru care diavolul zice, nu mai are sens să lupți. Am întâlnit surori care 20 de ani au stat de partea lui Dumnezeu, au avut un bărbat alcoolic, un depravat, un vagabond, un dubios, numiți-l cum vreți, în limitele echilibrului. Și de foarte multe ori, colegele lor, sau colegele acestei surori, i-au spus, lasă-l doar atât, când vine turmentat să cadă în șanț iarna, să înghețe, să o termine cu viața asta, că te chinui de prea multă vreme. Uneori a avut tendința ca femeie, ca o persoană umană, să zică, lasă acolo, că e un nemernic. Dar de fiecare dată l-a luat. I-a chemat și pe alții în ajutor să-l ducă până acasă. Știți că atunci când ajungea acasă avea 3 feluri de mâncare? În loc să-i spună, nemernicule, ești un dubios, praf și pulbere să te leagă de tine, nu vreau să mai aud de viața ta. Mi-a distrus familia și pruncii, s-a scump prin dulapuri când intri în casă. Că vii tu turmentat și răgnești ca un leu. Dar femeia asta s-a temut de Dumnezeu. Și femeia asta a zis, am un ogor, e ogorul casei mele. M-am căsătorit cu bărbatul acesta în fața lui Dumnezeu, am promis că mă duc de partea lui câtă vreme trăiește în numele Domnului, indiferent ce se întâmplă, nu divorțez. Nu renunț la luptă. Vă dau un exemplu foarte elocvent în acest caz.
închisorile comuniste din România, a fost prins pe trecere de pietoni un bărbat, era un pastor, numele lui este Richard Wurmbrand. I-au indentat un casc ca și cum ar fi fost accidentat, l-au luat, l-au băgat într-o dubă neagră și l-au dus la pușcărie. N-a mai văzut soarele în total pe durata încarcerării 14 ani. După mulți ani, era așezat într-o celulă de maximă siguranță în care nu erau paturi normale, erau niște paturi supraetajate din schelet metalic care aveau niște bucăți de fier și nici o saltea. Și acolo dormea. După ce era bătut bine, dezbrăcat și lovit pe spate cu biciu, cu toate sistemele agresive comuniste, prin megafoanele sau prin boxele acelea vechi din celulă, strigau voci sinistre pe un fond muzical negativist. Biserica Luterană din București, unde a fost tu pastor, s-a închis. Nevasta ta, Sabina, a renunțat la tine pentru că nu mai suportă ideea, pentru că autoritățile României comuniste au dus-o la canal, la muncă zilnică, la canalul Dunăre, Marea Neagră. Și a refăcut și ea viața pentru că n-a mai suportat chinul, pentru că Mihai a fost băiatul vostru retras de la școală. Nu vrei să renunți la Hristos? Un singur cuvânt trebuie să zici. Nu-L mai vreau pe Domnul Iisus. Retrage-te. Renunță. Îți refacem biserica luterană. Îți redăm casa pe care ți-am furat-o. Ți-am luat-o prin înșelăciune. Și ți-am mutat nevasta cu pruncul într-o mansardă unde împarte o cameră cu alții. Nu renunți? 14 ani a trăit sub teroarea unor oameni care creau sisteme psihologice de așa maniere încât să-l determine, să-l manipuleze, să-l forțeze să renunțe la Hristos. Bărbatul acesta a zis, chiar dacă voi rămâne singur, nu renunț la Hristos. Eu știu cu cine m-am căsătorit și știu că Sabina nu renunță la mine. I-au trimis scrisori în fals cu semnătura aproape asemănătoare, identică cu semnătura Sabinei, în care această femeie ar fi zis, dragul meu, Richard, te-am iubit toată viața, am fost de partea ta oricând, dar să știi că n-am mai rezistat și mi-am refăcut viața cu un alt bărbat. Richard a zis, nu se poate. Sabina nu renunță la mine. După 14 ani de închisoare comunistă, a fost nevoit să meargă acasă. Nu mai avea hainele frumoase ca altădată, avea aceleași haine, un pardesiu lung, dar totul plin de praf ca o zdreanță. Avea un clop învechit de acum 14 ani, avea un diplomat ros pe la capete, pe la colțuri și nici măcar n-a mai știut să meargă acasă. Imaginați-vă că n-ați mai vedea soarele 14 ani. Imaginați-vă că n-ați mai fi avut niciodată acces la internet și nici posibilitatea să ajungeți în România, în locul natal sau într-un oraș apropiat foarte mare, cum ar fi Cluj, București, Sibiu. După 14 ani totul e diferit, nimic nu mai seamănă. Ca să ajungă acasă s-a dus pe liniile de cale ferată să ajungă în București. A aflat unde e mansarda, unde este relocată sau unde a fost relocată nevastă-sa Sabina Wurmbrand, a urcat la etaj. Și a apăsat pe sonerie. Cine credeți că i-a deschis? Sabina. S-au îmbrățișat unul pe altul plângând unul pe umărul celuilalt. Nu mâncase nimic în zilele anterioare sau cel mult niște coși de pâine. A zis, draga mea Sabina, dă-mi voie înainte să cinăm împreună, deși mi-e foarte foame, să organizez masa Domnului, era pastor și avea voie să facă asta. Să stăm la masă cu Domnul Iisus, că în celulă am stat cu altceva la masă. Au cinat împreună și apoi s-au rugat și apoi a mâncat. Știți că bărbatul ăsta în cer va avea cerințe? Știți că va fi martor împotriva multora care divorțează din cauza unui șervețel? Shama, iogurul tău, nu renunța la el. Poate zici, am bătrânit ogorul ăsta, e mai vechi, e mai slab, nu mai are aceeași capacitate, nu mai are aceeași elocvență. E tău, vă invit să vă ridicați. Vreau să stați cu ochii închiși pentru ca să meditați la ce urmează să spun.
E un cuvânt care mi se potrivește în primul rând mie și apoi fiecăruia dintre noi. În viața asta o să ai foarte multe momente în care simți să renunți. Uneori o să simți să renunți pentru că ai fost dezamăgit, că ai investit mult în anumite lucruri, în anumite domenii spirituale și ai văzut un rezultat înfiorător. Și pentru că unii oameni pe care i-ai ajutat îți vor întoarce spatele, să ai tendința să spui și Hristos trebuie să fie părăsit. Indiferent cât de mulți oameni te vor dezamăgi în lumea asta, Hristos niciodată n-a dezamăgit pe nimeni. Înălțat să fie numele Lui. Orte câte ori Satana îți va spune și Dumnezeu e la fel ca oamenii, nu prea intervine, nu prea implicat, nu prea-i pas. Mustră pe Satana și spune-i, diavole, te-am identificat, știu că e vocea celui rău. Hristosul meu rămâne pe tron. Hristosul meu e bun, e plin de dragoste, e iubitor. Hristosul meu e statornic, e credincios. Dumnezeul meu niciodată nu m-a părăsit. Mai e cineva care poate să spună că Dumnezeu a fost cu el întotdeauna, să ridice o mână sus înaintea lui Dumnezeu, să spună, Doamne, niciodată nu m-ai părăsit. În cele mai grele momente din viața mea ai fost cu mine, în spital, în accidente, în nevoi, în stări grele. Dacă ești prezent sau prezent în locul acesta și ai minim 13 ani și încă n-ai legământ cu Domnul Iisus Hristos, simți să-ți facă această chemare de la Duhul Sfânt, în urma Evangheliei prezentate, n-ai vrea să intri în oastea Regelui, n-ai vrea să fii cu Domnul Iisus Hristos o viață întreagă. Sunt oameni care se roagă de zeci de ani pentru tine, n-ai vrea să te întorci și tu. N-ai vrea seara asta să fie o seară rememorabilă în care mâinile Marelui Rege să fie întinse peste viața ta. Din mâinile Lui s-a scurs sânge nevinovat, picătură după picătură, pe fiecare picătură scrie, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc și puneți numele Tău, te iubește Hristos. Când oamenii renunță la tine, când dezertorii își mulțesc rândurile, când oamenii se retrag și dezamăgesc, când nu mai poți să găsești încredere în oameni, să nu uiți, există un Rege care merită toată încrederea ta. Iisus Hristos este numele Lui. Din ce vreau să fiți cu toții cu ochii închiși, dacă dintre cei prezenți este cineva care nu are legământ cu Domnul Iisus Hristos prin apa botezului, la o vârstă matură, și vrea să-i spună Domnului în această seară, Doamne Iisuse Hristos, te aleg ca Domn și Mântuitor al vieții mele, poate să facă asta printr-un semn distinctiv, cu mâna dreaptă ridicată, înaintea lui Dumnezeu. Domnul vrea să vadă decizia ta, sufletului tău. Dacă ai minim 13 ani și încă n-ai legământ cu Domnul, dacă nimic până în momentul ăsta nu te-a atins, să știi că e momentul tău personal, e momentul tău special în care să-i spui Domnului, Doamne, te aleg pe tine ca Domn și Mântuitor. Doar de 3 ori mai pun întrebarea aceasta. Aceeași întrebare o pun de 3 ori. Pentru că vreau să-ți dau timp să analizezi, să gândești, să iei o decizie în depline facultăți mentale, o decizie voluntară, nimeni nu te obligă. N-am nimic prin care să te oblig și nu folosesc nicio metodă prin care să te manipulez, vreau să spun doar cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun că veșnicia ta n-are voie să fie jucată la zaruri, n-are voie nimeni din lumea asta să decidă în locul tău, nici măcar un preot sau un pastor, trebuie să decizi pentru propria ta eternitate. Primește-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, o să vezi că intre pacea în sufletul tău, o să vezi că păcatele se scurg din viața ta, o să vezi că șterge toate păcatele tale, devii o ființă nouă, un bărbat nou, o femeie nouă, o tânără nouă, un tânăr nou, un adolescent nou, o adolescentă nouă, ai minim 13 ani, faci diferența între bine și rău, clar. Este momentul să spui Domnului, Doamne, te aleg ca Domn și Mântuitor. Dacă vrea cineva să ridice o mână dreaptă sus înaintea lui Dumnezeu, Domnul e prezent aici să te elibereze, Domnul e prezent aici să te schimbe, Domnul e prezent aici să schimbe viața ta, Domnul să te atingă, văd o mână ridicată, Domnul să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, întreba a doua oară și penultima dată, dacă este cineva să ridice o mână dreaptă în fața lui Dumnezeu, să spună, Doamne, te aleg și eu în această seară. O mână știu că m-a trebuit să se ridice pentru că mi-a zis Duhul Sfânt, este seara ta, este seara eliberării tale, este seara descătușării tale, este seara în care sângele Domnului operează salvare. Indiferent cât de mult zice diavolul, țineți mâinile pe scaun, țineți mâinile în spate. Dacă vrei să-ți predai viața Domnului, ridică o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu și zi, Doamne, te aleg ca Domn și Mântuitor, vreau veșnicia mea, Doamne, să fie împărțită și să fie pentru întotdeauna cu Tine, Dumnezeule. Vreau eternitate cu Tine, vreau veșnicie, vreau iertare, vreau iertare de păcate, vreau eliberare, vreau vindecarea sufletului meu. Dacă vrei să-ți predai viața Domnului, ultima dată te întreb, ridică o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu și zi, Doamne, ai milă și de mine, iartă-mă și pe mine. Eliberează-mă și pe mine, ai minim 13 ani, e pentru tine întrebarea asta.
E pentru sufletul tău. Ai nevoie de cer mai mult decât ai nevoie de respirație. Ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu mai mult decât ai nevoie de ambianța celor din jur. Mai mult decât ai nevoie de pâine și apă. Mai mult decât ai nevoie de un venit lunar. Ai nevoie de Dumnezeu în toată ființa ta. Alege-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Este veșnicia ta care n-are voie să fie jucată la zaruri. Spune-i Domnului, Doamne, te aleg ca Mântuitor personal. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc că am învins Hristos și în viața ta. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Nimeni nu se uită la nimeni. Duhul Domnului e în cercetare. Sunt câteva inimi care s-au împotrivit, dar Domnul vrea să le atingă. Cuvântul Domnului, spune cartea Ieremia, este ca un ciocan care îți fărâmă stânca. Nu vă faceți probleme. Hristos biruie și în seara aceasta. Și în seara aceasta. Și dacă în această slujbă nu-ți predai viața Domnului, mă rog ca noaptea aceasta să te frământe Duhul lui Dumnezeu. Să te cerceteze puterea Domnului. Să simți o prezență supranaturală în timp ce ești în dormitorul tău chiar. Să simți puterea lui Dumnezeu care îți vorbește. Domnul are putere să te elibereze. Hristos biruie. Sângele Domnului are putere și forțe liberatoare. Îmi spunea un frate care s-a botezat la ultimul botez. În timp ce s-a făcut chemarea, am plecat acasă, am urcat în mașină și în timp ce conduceam am simțit o prezență care nu mi-a putut explica. Am început să plâng dintr-o dată, am tras pe dreapta pentru că nu mai puteam să-mi controlez nici picioarele, nici mâinile, nu puteam să mai schimb viteza. Era Duhul lui Dumnezeu care îl cerceta, s-a botezat la ultimul botez, acum, recent, în 28 aprilie și strig glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos, glorie lui Iisus Hristos. Puterea Evangheliei este și astăzi o forță pe care nimeni nu o poate distruge, în fața căreia nimeni nu poate sta în picioare decât dacă se încăpățânează și vrea neapărat să meargă în iad. Raiul este perspectiva ta, în numele lui Iisus Hristos. Mă adresez în special botezați în apă. M-am mutat la o altă categorie de oameni. Dacă după ce te-ai botezat în apă ai mers o vreme cu Dumnezeu și ai fost tentat să renunți la luptă, și ai fost printre oamenii care l-au părăsit pe Eleazar, ai fost ca oamenii care au dat înapoi pe vremea lui Eleazar, ai fost ca oamenii care au plecat fugind, ca pe vremea lui Șama. Dacă ai pregătit dosarul de divorț, chiar dacă ești botezat în apă și nu știe nimeni, dacă ai pregătit sistemul prin care să dispar din familia ta, dacă deja ai pregătit toate probele, ai înregistrări audio-video, să știi că în această seară Duhul lui Dumnezeu m-a trimis aici să-ți spun, oprește-te. Oprește-te în numele lui Iisus Hristos. Fă liniște în sufletul tău și realizează că Domnul e prezent aici. Casa ta are viitor în numele Domnului. Familia ta poate fi restaurată în numele Domnului. Sufletul tău poate să fie renăscut și să primească din nou pacea pe care nu dau sistemele de securitate, nici NATO, nici Uniunea Europeană, nici sistemele care sunt protectoare în Spania. Sângele Domnului te protejează. Shemane gadovela dizaot. În numele lui Iisus Hristos, durerea ta poate să devină istorie. În numele lui Iisus Hristos, frământarea ta poate să devină doar o amintire. În numele lui Iisus Hristos există putere de eliberare. Aici sunt zeci de suflete care pot să mărturisească că Hristos într-o zi le-a eliberat. Sângele Domnului s-a arătat în dreptul casei lor. Dacă ai scăzut spiritual, tu care ești botezat în apă și tot cobori pe trepte tot mai jos și în această seară vrei să-i spui Domnului, Doamne, ai milă și de viața mea. Ai milă de sufletul meu, ai milă de inima mea, eliberează-mă, vindecă, mă transformă-mă, schimbă-mi viața într-un mod radical. Fă o lucrare supranaturală în inima mea, în Duhul meu, în mintea mea, în sufletul meu. Pocăiții care se rededică Domnului în această seară și spun Domnului, Doamne, te aleg mereu, te aleg din nou în această seară. Sunt domenii în viața mea în care n-am reacționat cum îți plăgea ție, Doamne. Te rog, iartă-mă, eliberează-mă, vindecă-mă, transformă-mă. Vreau să fac noi hotărâri înaintea ta, vreau să iau noi juruințe, vreau să mă pocăiesc mai mult, Doamne. Vreau mai multă Biblie citită, mai multă rugăciune, mai mult post, Doamne, mai multă atenție, Doamne, mai multă consecvență, mai multă autoritate în numele lui Iisus Hristos și mai multă împotrivire în fața dușmanului. Prin cuvântul tău să spun, este scris, să mă împotrivesc diavolului tare în credință și diavolul va fugi de la mine. Doamne, vreau să decid în seara asta că nu voi mai fi un învins. Nu vreau să cad din groapă în groapă, din hău în hău. Vreau să mă ridic în numele Tău. Vreau să fiu biruitor în numele Tău, Doamne. Vreau să Te lauz cu mine în cer pentru modul în care sunt consecvent. Vreau să fiu ca Șama când rămân singur, să lupt în credință până când Tu îmi dai o mare biruință. Dintre pocăiții botezați care se rededică Domnului și iau noi hotărâri de pocăință, noi hotărâri de apropiere de Domnul, să ridice o mână stângă înaintea lui Dumnezeu. Uită-te, Do
Doamne, la mâinile care se ridică. Uită-te, Doamne, mai sunt și alții care au nevoie de o atingere nouă, de revigorare. O, sângele Domnului operează, trece printre scaune în această seară. Sângele Domnului trece și online, oriunde te afli. O, prezența Domnului e acolo să te elibereze. Ia noi hotărâri de pocăință. Spune-i Domnului, Doamne, mai multă rugăciune din seara asta. Mai multă Biblie citită din seara asta. Mai mult respect față de casa ta, Doamne. Mai multă apropiere de numele tău, Doamne. Vă scoate Dumnezeii străini din casa mea. Scot afară Dumnezeii străini din mașina mea. Scot afară Dumnezeii străini din casa mea, din inima mea, din frigiderul meu, din telefonul meu. Fac curățenie din seara asta. Ebrit kerebere gede sarat. Tu care vorbești cuvinte deșănțate și totuși ești botezat și vrei să mergi duminică la cina Domnului în seara asta, ia o nouă tărâre, că din gura ta nu vor mai ieși cuvinte nepotrivite. O, vorbele tale să fie drese cu har, atinse cu sare din perspectivă spirituală și să dea har celor ce le vorbesc și le aud și celor ce sunt în jurul tău. Atinge, Doamne, buzele noastre, cuvintele noastre, atinge, Doamne, mințile noastre, atinge, Doamne, viețile noastre, atinge, Doamne, casele noastre. Ne rugăm pentru copiii neascultători care sunt în locul acesta. Dacă ai în casa ta pe cineva împietrit, roagă-te și zi, Doamne, atinge adolescenta asta din casa mea, atinge băiatul ăsta din casa mea, Doamne, ai milă și eliberează, vindecă, restaurează dependenții de jocuri, dependenții de droguri, dependenții de telefon, dependenții de pornografie, dependenții de autosatisfacere, dependenții de răutate, dependenții de adulter, în numele lui Iisus, șepret, carabaraghida varadoset, există putere de eliberare, Duhul Domnului trece printre rânduri, sângele lui Iisus e prezent să elibereze, stropirea se face în numele Domnului. Strigă și tu și zi, Doamne, ai milă de casa mea, ai milă de familia mea, ai milă de cei ce nu te mai ascultă, ai milă de cei ce au gânduri periculoase, ai milă, Doamne, de cei ce au vorbe rele. Eliberează, transformă, vindecă, restaurează, să fie și casa ta restaurat. Luptă și să știi că și în dreptul tău Domnul va da o mare biruință. Ia noi hotărâre de pocăință, de schimbare. Domnul prezent aici să te elibereze, ne rugăm cu toți. O, Doamne, glorie!